La mulți ani, dragii mei! Bine v-am regăsit într-un 2021, sper eu, mult mai bun decât deja trecutul și capriciosul 2020. În seara asta vom fi la Pertu cu Lucian, cu Lucian Dănilă, jurnalist la Special Arat, pe care eu vi l-am prezentat ca un tip care zâmbește mereu, care scrie foarte bine, care a fost fotbalist și care scrie despre sport și nu numai, dar îl vom cunoaște mai bine în seara asta. Presupun că mulți dintre voi deja îl citiți. Lucian, bine seara, bună seara și bine venit! Bună seara și salut toți ascultătorii noștri! Și le urez anul fericit și privitorii, nu ascultătorii. Și privitorii, da. Care se și uită, știi? Da, vedeam microfonul și eram obișnuit cu radio. La microfon, da. Bun, am să încep foarte abrupt, cum îmi place să spun cu tine, cu o întrebare pe care să știi că poate părea răutăcioasă, dar mai mulți prieteni m-au rugat să ți-o pun. Cât ai de gând să mai mergi la stadion la UTA? Pentru topicul care s-a creat cu Stai Acasă, Dănilă, cred că m-aș duce și dacă ar juca zilnic. Hashtag Stai Acasă, Dănilă. Da. Foarte tare mă distrează chestia asta. Chiar vorbesc privat de multe ori cu cei care urează să stau acasă. Am fost atâția ani, chiar am fost și în perioada în care UTA nu a primit decât un gol în 11 meciuri, a bătut pe toată lumea, tot pe stadion eram și atunci. Așa. Hai să spunem, de ce s-a creat hashtagul ăsta cu Stai Acasă, Dănilă? La meciurile din play-off, când a pierdut UTA, când a început să piardă meciurile de acasă cu Turis, cu Rapid, mi-am făcut eu un obicei, acum am obiceiul să fotografiez linia de mijloc. Am văzut. Atunci mă fotografiam, îmi făceam selfie. Sau strâmba de mijloc. Și era și chestia aia că unii erau, acum nu știu dacă invidioși, că chiar nu puteau să vină la meci fiind interzis. Și eu eram acolo. Da, bine că tu mergi, bine. Tu aduci ghinion, că dacă tu ai sta acasă, atunci am câștigat. Și după am început, tot o să pierdă, tot o să pierdă. Și la un moment dat mai că am crezut și eu că până ori câștigat cu Chindia și atunci am zis, nu sunt eu de vină. Ai fost la meci? Am fost. La toate am fost. Și acum în divizia ai fost la toate meciurile? Cel mai tare m-am distrat când o jucat la Mediaș, cu Hermannstadt. Și am făcut eu o postare acolo, că mă tot gândesc să mă duc, să nu mă duc. Și-a urmat, cred că vreo 150 de comentarii. Stai acasă, Dănilă. Bun, hai să, pentru că am spus că ai fost fotbalist și ai pe peretele tău, sau cum se spune, pe wall-ul tău, ai comentat puțin și ai spus că ai făcut câteva dușuri în vestiarele. Da, am făcut câteva dușuri, n-au fost. Ai avut niște, totuși, ai avut niște antrenori celebri, așa, da. Puțin fotbal cum ai făcut. Da, mai ales când am auzit că vine Flavius Domide la, eram la Gloria Arad. Și când am auzit că vine Flavius Domide, aveam emoții de parcă mergeam la meci. Deci, că vedeam așa, eu îl văd ca pe un zeu în sportul ăla de an. Și chiar m-a plăcut foarte. El a fost antrenorul care m-a debutat pe mine la seniori. Ca după aia antrenorul meu preferat să devină regretatul Cicio Vidac, Miroslav Vidac, fost un mare portar al echipei UTA. Și nu știu, m-am lăsat, cred că dacă o iau așa de fotbalul de performanță, dacă se poate numi performanță, Liga 4, n-ai la, și n-ai locul 2 la Liga 4 cu Gloria la 20 de ani, că a venit armata. Și Gloria nu ți rezolva armata pe vremea aia. După aia am mai jucat până și la 40 de ani. De la 40 de ani m-am simțit cel mai junior. Da? Da, pentru că eram într-o echipă, acolo m-am plinit oarecum un vis. Ca tot arădeanul care iubește fotbalul, mergeam și în anii 90 la UTA și în anii 80. Și am ajuns să fiu cu echipieri, cu Rolinoghi, cu Stăpar, cu Mutică, cu Grădinaru, cu care mergeam și îmi făceam dungi pe frunte la gard când mă uitam la ei, la meciurile cu Steaua și cu Dinamo. Și îi certai când greșeau? Cu Grădinaru. Cu Grădinaru. Bine, el mă certa pe mine de 10 ori și atunci mai răspundeam și odată, mai ieșeam niște scântei și treceam pe ăsta. Tot fotbalul te-a dus în presă, da? Da, fotbalul m-a dus în presă, cred că de mic. Pentru că eu de la 10 ani îmi doream, cred că, să fiu ori fotbalist, ori jurnalist. Fotbalul nu a ieșit. Și eram un mare ascultător la emisiunea Fotbal Minut cu Minut, cum era. Eu, de fapt, nu voiam să fiu ziarist, să scriu. Voiam să comentez. Cred că la 7 ani știam toți jucătorii din divizia A, cum era atunci. Și chiar am inventat un joc
pe o masă, gen cum e masa asta, cu pion de nu te supăra, frate. Mergeam și cumpăram câte 10 jocuri de nu te supăra, frate, și cu pion de n-aia. Numeam pe fiecare. La un moment dat l-au aruncat bunica mea pe Alto Bailey, la gunoi. M-am dus la gunoi, l-am căutat. Și scrieam cronici la fiecare meci pe care îl jucam eu acolo. Și am ajuns în armată. Deci a trecut povestea asta de 10 ani. Și în armată am început să scriu scrisori. Nu mie. Aveam mulți colegi, camarazi, cum le zice în armată, din Moldova. Și le scriam pe bani prietenelor lor. Ei nu mergeau ca și noi acasă. Noi mai scăpam la 24 de ore sau 48 de ore ne mergea învoit. Ai făcut armata, te întrerup. Da. Era o vorbă când am făcut eu armata, că ardenenii aleargă după permisii, moldoveni după mâncare și oltenii după funcții. Cu olteni n-am făcut, cu moldovenii toți erau gradați, toți. Noi după permise, dar permisele la noi, cum am făcut la pompieri, fiind unitate operativă, tot 24 de ore ne lăsam. Noi ne apucam, mergeam, vedeam pe cine vreau să vedem și înapoi acasă. Dar la scrisorile pe care le scriam, și 16 pagini, 24 de pagini, atâta de bine le-am scris că ei când se duceau, nu m-am permis să duceau, nu puteau să plece, mergeau 7 zile. Da. Ale erau măritate deja cu alții. Așa bine scriam. Și la un moment dat au venit posta ta colegă. Silvana. Silvana, da. Da. Și chiar eram în armată. Și eu sunt, noi ne zicem, frate, soră, din alte mama. Și ea mi-a zis, ea era la jurnalism. Și a zis că și tu trebuie să vii la jurnalism. Eu în armată ce să mă gândesc, că trebuie să mă duc la jurnalism. Da. Și m-am dus la jurnalism, l-am luat pe Daniel Scridon, bă, trebuie să mă duc la ziar. Și m-am dus la ziar și așa am început cu domnul Chebeleu. Cine ți-a pus pixul în mână, practic? Primul șef în presă mai a fost domnul Sandu Chebeleu. Foarte fain, nu? Da, l-am cunoscut. Și, na, atunci eram, acum am uit că noi la special suntem o redacție, cred că de 9-10 oameni. În 1997 eram 11 la sport, la adevăr. Aveam, dacă ți-aduci aminte, ce celebre partide de fotbal între Intersat și Adevărul. Da. Da, și voi avea și rezerve, la nivelul titularilor, vreau să spun. Păi dacă numai la sport eram și 11. Domnul Chebeleu era antrenor. Și atunci era tot așa o realizare, na, cine era mai vechi, scria de UTA. Și visul era atunci, era confirmarea că te pricepi la ce faci dacă te lăsa să scrii de UTA. Și cred că după 3 luni m-a trimis la un UTA cu gaz metan. Atunci eram eu foarte încântat că zici că scriam la New York Times, așa eram de fericit. Dar nu scrii doar despre sport. Despre sport cred că am scris aproximativ 10 ani exclusiv sport, după care a început sportul să cam dispară din Arad. UTA a început să o ia în jos, SICIM-ul nu mai era campioană cum a fost. Și atunci a trebuit cumva să ne reorientăm, cred că toți. Și așa, na, am câștigat și experiență oarecum în presă și am început să scriem inclusiv politică și de modă am scris. Și chiar cum vorbeam cu tine înainte de emisiune, ceva ce nu știu dacă îmi face cinste, nu îmi face cinste cu necrologele. E o chestie care eu, fiind un tip vesel, de multe ori mă întreb eu de unde îmi vin textele alea. Că sunt foarte triste, de multe ori eu le crimez la ele. Bine, râd după aia, da. Dar să știi că și în film se spune că cele mai bune roluri de dramă sunt făcute de actori de comedie. Da. Ți-am citit un articol, ți-am și spus că mi-a plăcut, dar m-am șocat când îmi dau seama că au trecut 11 luni, acel cu Sunt România și... Mă numesc România și locuiesc pe strada de Europa. Articolul care m-a impresionat. De o casă de răpânată. Deci, articolul ăla mi-a venit, ți-am spus secretul, la un vin. După ce am văzut Casa del Papel, de aceea am numit, am personificat oarecum țările, Germania, Italia, Austria, România. Și cred că eram și foarte odihnit atunci, stând acasă, eram în izolare deja de 2 săptămâni, era stare de urgență. Și de multe ori simt, în momentul când dau publish, simt că articolul va lovi unde mă gândesc eu înainte de a-l scrie, da? Ăla m-a surprins. Deci a avut, cred că, 20.000 de share-uri.
m-au sunat cotidiane din București să-l preia. S-a pierdut la un moment dat, nu mai se știa sursa pe Facebook, numai textul mai era, și atunci Corina, prietena mea, le scria la ăia: vedeți că nu ați publicat sursa acolo, nu ați pus, știi? Apropo de Casa de Papel, tot am spus că, știi, noi nu facem politica, sau singura politică pe care o facem este a orașului nostru. Dar nu poți să nu te întreb, probabil că ai văzut o poză, am văzut-o și eu pe Facebook, cu un grup de politicieni. Da, am văzut, clar. Care... da, am și-au văzut. Făcut poze cu măștile din Casa de Papel. Da. Nu știu că era, bune... era o modă atunci în martie, dar acum am și uitat, cred că dacă apare seria nouă trebuie să le iau pe alea, altii, că nu mai știu ce făcea el profesor. Nu, dar ideea, adică tu faci parești un grup de politicieni local, dar nu poți să spun asta fără să mă oferez și tu îți faci poză lângă braul de Crăciun cu măștile din Casa de Papel. Deci, practic, te transpui într-un grup de hoți. Exact. Păi ce să mai creadă lumea? Da, dar hoți deștepți. Dar de tot hoți deștepți, da? Da, probabil că și neprinși, hoți neprinși, că și în Casa del Papel sunt hoți neprinși, negustori cinstiți. Da, dacă a fost o glumă și nu am înțeles-o... Eu prima dată nu le-a ieșit. Am crezut că e Photoshop când am văzut. Păi m-am dat seama că nu. Și eu am crezut că cineva face mișto de ei. Și am fost și întrebat, nu e Photoshop? Și m-am uitat, am mai întrebat și eu în stânga, nu era Photoshop. Da. Era hoți cinstiți. Întrerupem puțin... Pentru că nu m-aș fi gândit că deja apar, de obicei mesajele apar în a doua jumătate a emisiunii, când lumea începe să se uite, să prindă, hopa, stai Lucian acolo, aș vrea să-i spun ceva. Păi de cu stai acasă, Danile? Încă nu, dar nu, stai să vedem. Uite, dacă mă inviți la tine la emisiune când are uita, mergi de la 9, deci atunci s-ar putea bucura. Bun, deci, dragi suporteri, vă rog, licitație, facem cât cotizați să-l avem pe Lucian aici, da. Când joacă uita în direct, da? Sau aici, să-l avem aici în direct în joc. Sau mă închizi aici, că ești așa, mă vor sequestrat. Botezan Emanuel, Forța Uta, bună seara, Lucian, te salut. Și eu pe el. Salutări de la Cluj, la mulți ani tuturor din platou, de la Adriana Inoan. Pupăm pe Adriana. Aud acum despre tine că îți place să te plimbi cu Mercedes-ul. Da. Am devenit viral și cu Mercedes-ul. Dar nu e a meu. No, mi-ar fi plăcut. Loredana Bogdan îmi spune că am un invitat de valoare. Știu, Loredana, îți mulțumesc. Încerc întotdeauna să aduc invitați de valoare, chiar dacă nu vedete, dar oameni ca mulțumesc, așa cum v-ați spus, au ceva de spus. Ca ziarist, bun, nu ca ziarist sportiv, ca ziarist, ce evenimente te-au marcat pe tine cel mai tare de când scrii? Putem să facem o mică retrospectivă. Ai început să scrii de mult, ai scris deja de 20 de ani. Cred în Arad, că vreau să spun. Cel mai tare m-a marcat unul din cele mai tristele care am fost, că până la urmă cu alea cred că rămâi așa în amintirea cu cele triste, când a murit doctorul Ban. Dumnezeu, dacă se aduce aminte, da. În 2014, da. Nu mai știu cum îi spune acum. Și cu nici nu știu, eu nu-mi dau seama cum am ajuns eu la accidentul ăla, de ce, fiindcă era o furtună incredibilă, deci aveam inundație în balcon și nu m-am mai ocupat de inundație, de obicei când vedeam mesaje de la ISU sau ceva, mă uitam, lasă că merg alții. Atunci efectiv m-am încălțat și am plecat acolo și m-am întâlnit acolo cu Cristi Cotuna și am văzut mașina, era deja tăiată, eram cu aparatul tot ud, am fugit până sub un pom și atunci un prieten era acolo și mi-a zis: bă, dar e cineva mașină, eu n-am văzut pe nimeni mașină, e cineva mașină. M-am întors, Cristi era cu camera la ochi și atunci am văzut cine e înăuntru și am zis eu: ăsta e doctorul Ban. Crești, în momentul ăla începe să plângă. În momentul ăla m-a marcat. Deci, dar am avut și momente hazli și ca evenimente. Apropo, doctorul Ban, știi că de-abia acum 2 ani am șters numărul din telefon, n-am putut să-l șterg. Foarte trist a fost. Da. Da, deci ca evenimente eu mai mult, nici nu știu acum să zic. Bine, pe lângă chestiile de sport, unde am prins, eu știu, promovări ale UTA, campionate cu ICIN, cu Vest Petrom, pentru mine cel mai mult rămâne, eu văd toată presa arădeană ca o mare familie, că până la urmă cred că toți am lucrat la un moment dat unul cu altul. Nici nu știu dacă putem vorbi de adversități sau ceva, că mă întâlnesc cu drag și cu, nu știu, concurența, da. Oricând. Și pentru mine cel mai mult rămâne așa în amintire, bine, tot rămâne acolo între pereții ce s-a întâmplat, chefurile pe care le-am dat noi în 23 de ani, știu.
Și cupele ale prese la diferite sporturi. La, cred că la orice, la, bine, probabil că noi, generația noastră, așa am copilărit, să jucăm orice. Și dacă plouă afară, ne băga tata și mama la șah, sau eram toată ziua pe stradă că n-aveam curent, n-aveam ce căuta acasă. Am și scris chestia asta, că înainte pe noi ne băteau dacă veneam târziu acasă. Acum părinții își bat copiii dacă nu pleacă de acasă, știi, că toți stau, toți pe telefoane și... Și atunci jucam șah, tenis, fotbal, handbal. Unde ai copilărit? În Sfânt Nicolau Mic. Sfânt Nicolau Mic, Fântânele, că bunicii mei erau... Și în Sfânt Nicolau aveam bunicii în Fântânele și erau acolo 2 km. Mă gândesc că făceai de multe ori pe jos drumul ăsta. La 3 ani jumate l-am făcut. Aoleu. La 3 ani jumate străbunica mea m-a amenințat că mă bate dacă nu mănânc. Și l-am luat pe un vecin și am plecat pe jos la Fântânele. Am făcut vreo 5 ore. Am găsit o păsărică moartă și o aruncam pe drum când venea o mașină la 5 minute. Și între Sfânt Nicolau și Fântânele sunt duzi. Da. Și eram într-o pereche de pantalon scurt și un maieu alb, când am plecat de acasă alb. Când am ajuns la Fântânele eram negru tot de la dude. Și când m-au văzut bunicii mei, păi, unde e măta, unde e tată tu? Păi, n-au venit 3 ani jumate. Atunci m-a urcat la un unchi de-a meu în mașină și când am ieșit din Fântânele, a intrat un cal în fața mașinii, ne-am învârtit cu mașina de nu știu câte ori, că m-a pus după aia, ani de zile m-a pus să reproduc zgomotul făcut de roțile mașinii. Glume de bunici. Îmi dădeam tot cap în cap cu prietenul meu cu care ne-am dus și când am ajuns acasă, atunci am luat, apropo de ce m-aduc aminte ca evenimente, aia a fost cea mai tare bătaie ce am primit eu de la mami vreodată. Tati nu. Deci am făcut drumul ăla de foarte multe ori pe jos și am copilării la mure și am copilării la terenul de fotbal. Pentru că... copilărie sănătoasă în comunism. Pentru că veni vorba de telefoane, am comis-o și îmi cer scuze. Înainte de asta, Cătălin Rostaș, vă salut și te salut, Ucică, din Germania. Eu și colegul meu, Ioan Hamza, mă corectează. Flavius, e vorba de Loredan. Am spus Loredana, Bogdan. E vorba Loredan. De Loredan Lolo. Și Loredan e arbitru. Salut, Lolo. Loredan Bogdan mă așteaptă cu un miel. Apoi și dacă nu o fi un miel, o fi un drop, dar cu ceva tot o să vin. Îmi cer scuze. Mă încord așa să nu-mi pun ochelarii când citesc, știi? Și probabil că de-aia am pus un A de la mine. Că vorbeam de fotbal, a fost coleg cu mine la Citizen, Lolo. Lasă-l la meci, că mai vedem și noi linia de centru dreaptă. Du-te, Lucian, lasă lumea să vorbească. Nerie Călin îmi spune că de la deplasarea de la Piatra Neamț ai cele mai frumoase amintiri. Dacă îi se despun la Călin, eu cred că de la deplasarea la Petroșani am cele mai frumoase amintiri. Și știm, Călin, de ce? Păi hai să știm și noi. Hai că zic, dar nu spun chiar tot, dar spun așa în mare. Ce se poate că spune? E foarte drăguț. Uite, era promovată. Și mai avea o ultimă etapă la Petroșani. Asta vorbim de 2002. Și nu mai ne trimitea nimeni, nici măcar șefii de la ziar, nu mai erau curioși. Bă, dacă pierde bine, dacă bate bine, oricum eram promovați. Și în perioada aia jucam cu Călin fotbal, și acum mai jucăm, avem o echipă de vreo 21 de ani, jucăm împreună mini-fotbal. Și noi aveam poziție de la 11 până la 12 jumate la polivalente. Și am zis, bă, mergem la Petroșani, hai să mergem. Chiar atunci a început campionatul mondial din Japonia. Și a vorbit Călin cu Alecu Luca, era șeful suporterilor, și au zis că pleacă autocarul cu suporterii la 5 dimineața de la... Mergeați ca și suporter, nu? Da, de la polivalent, noi ca ziariști. Dar pe noi n-am dormit nimic, ne-am uitat la reluarea de la Franța cu Senegal, n-am dormit nimic și pe drum suporterii ne-au dat de băut. Noi n-am mâncat, n-am dormit. Scuze-mă, Franța cu Senegal, de fapt Franța 1 cu Franța 2. Franța 1 cu Franța 2, bine mi-aduc aminte. Și mi-a dat de băut. Eu am refuzat, că mi-era un somn de nu mai puteam. Și Călin a început cu, nu mai știu ce fel de licori erau, dar știu că la un moment dat era să-l pierdem. O coborât în autocar pentru ușurări și l-am uitat acolo. În fine, l-am luat și când am ajuns la Petroșani, Călina meu a dormit pe masa presei până în minutul 70. Și veneau ziariștii din Petroșani și mă întrebau, băiate, cu tine? Nu, nu-l cunosc. S-a trezit prin minutul 70 și... nu știu dacă e înjurat, dar ceva de genul, pe oficialii de la Petroșani.
S-a terminat meciul și a urmat conferința de presă la care Călin nu a mai stat pe loc, ca și noi pe scaune. Și era regretat Ionuț Popa, antrenor. Și Călin s-a dus și a pus mâna pe umăr. Ia popii că e adevărat, că așa, el n-a văzut meciul. Ca să ajunge la Arad și atunci să-și dea seama Călin că și-a pierdut portofelul cu actie, cu tot. Deci a fost tot acum. A fost. Vezi, Călin, ți-a trebuit să-l zgândești. De piatră neamț, de ce spune? De piatră neamț am fost cu el. Și am mai dus un prieten cu noi. Eu eram atunci de la Observator și Călin era de la Adevărul. Și cum aveam tot felul de, nu mai știu, cu diurne, nu mai știu cum era. Și l-am luat pe un prieten al nostru, Lații. Hai să-l ducem cu noi la Petroșani, jumătate puneam eu, jumătate Călin. Mie mi s-a părut Lații ciudat când am ajuns în gare la Ploiești, că făceam o escală oarecum la Ploiești, acolo schimbam trenul și luam spre Piatra Neamț. Și când ne-am dus să ne luăm ceva de mâncare, Lații venea în spatele nostru. Nu mâncați, mai, nu mâncați, că e cu salmonela. Nu l-am mai suportat, l-am înjurat de vreo 5 ori, o pleca Lații. În fine, am ajuns la Piatra Neamț și eu și Călin ne așteptam să fie, nu știu, un orășel mic, așa neînsemnat. A rămas mască când am văzut bulevardul ăla cum ieși din gară, foarte frumos oraș. Cetatea sus, așa. Și ne-am cazat. Când ne-am cazat, nu mai puteam, tot eram negri de pe tren, deci trenul era nu murdar, era Auschwitz. Și n-am mai rezistat și m-am dus cu Călin împreună la duș. Am mai făcut noi până atunci, jucăm fotbal împreună. Ca la un moment dat intrăm în cameră și să ne pregătim să mergem în oraș. Și camera era un fel de teu. În stânga stătea Lații. Eu cu Călin chiar la intrare. Și unde era Lații era o chiuvetă cu oglindă. Na, noi să ne pregătim, să ne dăm cu gel. Că... Și Lații tot stingea becul. Eu l-aprindeam. Lații iară stingea becul. Ce faci, Lații? Mă schimb. De mie nu m-a venit să cred atunci. Deci eu cu Călin ne-am dus, am făcut duș. Și Lații era mai rușinos. Mai pudic, da? Mai pudic. Hai să mai luăm, că uite că vin mesaje. Cristian Man, Lucian, e tipul să ascunzi pixurile din casă. Da, știe de ce, știe de ce. I-am scris la Cristi și felicitări Cristi pentru Denis, pentru ambele titluri de fotbalistul anului și la Gazeta și la ProSport. A, Cristian este tatălui Denis. Tatălui Denis, da. Și... Să salutăm Cristian și felicitări, ai un copil deosebit. Da. Și sper să fie, fac o întrerupere, de mult n-am mai văzut un fotbalist român, să îl simt, să-l văd că este o clasă peste fotbaliștii ceilalți, da, din Liga 1. Ultima oară, dacă bine mi-aduc aminte, am fost când îl vedeam pe Adrian Ilie. Care... Și ultimul cred că a fost Mutu. Da, Mutu. Și Adrian Ilie, ții minte că cu așa o ușurință se demarca, înscria, parcă era fuori clase, cum spun italienii. Și am avut această revelație la ultimele etape văzându-l pe Denis. Deci, Cristian, maxime felicitări și ținem pumnii lui Denis să ajungă acolo unde trebuie. Nu mai știu la ce meci. Și după meci am scris la Cristi că dacă ar fi să fac un copil, o să-i cer lui rețeta. Și atunci a zis, păi, cumpără și tu o minge și mai aruncă și tu pixurile. Și no, da, să arunc pixurile. Călin îți spune să cam termin cu poveștile. Andrei Rozalea, el te-a stârnit, știi? Andrei Rozalea te salută de la München, sau ne salută. Taxiuri, matizuri la Piatra Neamț în anii respectivi. N-am fost cu taxi. Călin Puticiu se distrează. Flaviu spune lui Luci că încă nu înțeleg de ce nu a venit cu noi la ultimul meci al echipei presei cu cea similară de la Timișoara. Nu înțeleg. Asta pentru că nu mi-a dat un răspuns până acum. Nelu Hamza. Asta e Nelu Hamza, da? O să-i spun în privat. Ok. Nelu, trebuie să aștepți după emisiune, dacă vrei aici, sau dacă vrei poți să-l chem la emisiunea ta pe Lucian cu încă vreo doi ziariști de sport și faceți o emisiune cum se cuvine. Am făcut așa odată cum... o emisiune la radio, Info, da? TV sau la Intersat, nu mai știu cum se numea atunci, și era înainte de Crăciun și eram, cred că, 5 jurnaliști sportivi, eram eu, Seba Șiclovan, Daniel Berar, Florin Matei, și Nelu a venit cu o sticlă de șampanie. Eu nu știu să deschid șampania nici acum, deci n-am luat sticla în mână. Dar ei toți patru s-au chinuit, cred că 10 minute, și șampania a rămas nedesfăcută. Am plecat acasă și n-am băut șampania aia. Poate că asta era ideea lui Nelu, știi? Chiar am văzut o poză de la emisiunea aia, nu de mult.
Ai un blog ca jurnalist sau scrii doar... Am și un blog, că am intenționat acum vreo 2 ani jumate să-mi fac un blog mai mult despre exact ce am vorbit și mai înainte, cu povești din copilărie. Sunt foarte frumoase povești. Dar după aia nu știu ce s-a întâmplat, că de vreo 1 an jumate n-am mai scris. Pentru că am văzut la special, sunt colegi de-a tăi care au bloguri și le publică în special. Da, cum e Jenny. Da. Eugenia Crainic, da. Ai colegi foarte talentați, cum e Jenny, de cum multe e Tifi, ori am vrut să scriu Lajos. Și ce scria la mine pe blog, ziceam că hai să fie pe site. Și da, cumva am lăsat-o cu blogul. Hai să trecem în alt registru. Ești un tip mult mai bine informat datorită meseriei tale decât marea majoritate a arădenilor. Spune, care crezi tu că va fi un lucru bun și un lucru rău care se pot întâmpla sau se vor întâmpla în Arad în anul acesta? Să zicem mai lucruri mai serioase, puțin așa să... În anul acesta nici nu știu care ar fi, uite că aici e Cristi cu noi, care ar fi principalele proiecte ale Aradului din anul ăsta. Dacă eu pe presă, cum am început eu presă, pe presă sportivă, da, m-aș dori să nu retrogradeze UTA până la urmă, dacă ăsta ar fi obiectivul. Sper să avem o viață mai liberă decât am avut anul trecut și apoi să ne gândim și la ce proiecte să mai facem. Bun. Și lucrul rău, nu știu ce s-ar putea întâmpla un lucru rău. De obicei sunt un tip, de obicei, cu tot timpul sunt un tip optimist și nu mă gândesc la lucruri rele. Dar acum chiar nu vine așa, ce mă gândesc ce s-ar foarte putea bine, întâmpla. Foarte bine, asta și așteptam să spui, că nu se va întâmpla nimic rău. Da, și acum dar continuăm. Și Cristi, mult mai relaxat. Să continuăm în spiritul ăsta ludic, spiritul ludic. Hai să ne distrăm puțin. Hai să ne imaginăm că de mâine o să fii primar. Pentru o zi, o săptămână. Era să fiu primar, era să fiu. Nu aveam nicio șansă să fiu primar, dar nu știu dacă poate ați văzut povestea că am fost sunat în luna martie. Mă uitam la Netflix, nu știu ce film, și mi-a scris un fost coleg de facultate să-i dau numărul de telefon. Și am zis să-mi-l dea pe lui, că sun eu după că am ceva treabă. Și când l-am sunat, ceau, bună, noi suntem de la Aur. Eu am crezut că e ceva bijuterie. Și am zis că vreți reclamă sau... A, nu, noi suntem partid politic. A, și vreți campanie, nu? A, nu, noi nu... A, nu vrem. Noi, uite, ne-am gândit toți că tu ai fi cel mai bun candidat de primar la primăria din Șiria. Și atunci m-a apucat un râs, un isteric. Așa, na, le-am mulțumit, chiar le-am mulțumit. Și chiar mi s-au părut foarte ok. Oamenii. Dar să știi că este de bine să gândească cineva la tine, că îi poți reprezenta. Acum, m-am pozat odată, era fostul primar și eram încă jurnalist care e de administrație și m-am dus și m-am făcut o poză pe scaunul primarului. Frumos scaunul, așa, mă simțeam mai bine decât în Mercedes-ul cu care m-am dat anul trecut. Chiar frumos, deci cel puțin un GLS. Scaunul, da. Bun. Cred că m-ar veni primar de Arad. Dacă tu ai fi primar la Arad, care ar fi prima măsură care luau? Foai. Sau a doua. Aici nu avem suflări. Hai, Cristi are experiență, se întâlnește cu primarul săptămânal. Un festival. Ca să ne cunoaștem mai bine. Pe stadion. Chiar am avut o idee. Nu mai Arad. Da, da. Chiar am avut o idee prin 2013, atunci am fost întrebat așa că ce aș propune eu să vină la zilele Aradului, cine să vină, și mă gândeam eu, dar nu neapărat că sunt eu un fan, nu că nu-mi place, dar nici nu sunt mare fan, Eros Ramazzotti. Dar mă gândeam că nu e nici AC/DC, nici Robbie Williams. Este încă prea scump. Nu era așa de scump, în ideea în care eu am zis să vină pe UTA, că nu era demolat încă, și am zis să fie cu bilet, că vin toate milfele din Oradea, din Timișoara, din Cluj. Și s-a rupt pe stadionul, dar nici nu mai trebuia demolare atunci, s-a rupt atunci stadionul. Și nu, că e prea scump, dar nu mai știu cât era, 120.000 de euro sau ceva, plus că era într-un concediu. Bun, hai să mergem mai departe cu joaca asta. Dacă ai fi președintele României? Dacă aș fi președintele României? Da, v-aș amaneta pe toți. Cred că dacă aș fi președintele României, deci aș lua puțin exemplu lui Klaus Iohannis și cred că m-aș îmbogăți și eu
locurile pe care aș face multe concedii. Da. Cred că aș începe cu Maldive, că n-am fost niciodată și am văzut că toată lumea acum să fotografia prin Maldive. Deci m-aș duce, prima măsură mea ar fi să mă duc într-un concediu, ca să fiu odihnit, ca după aia să pot conduce și eu țară. Și a doua, să o invit pe Simona Halep să joace tenis cu tine. Nu m-aș face. Așa au făcut eu. Chiar așa de râs nu m-aș face. Dacă mă bătune lui Hamza 6-0, 6-0, atunci cu Simona Nina de rost. Na. Bine, acolo a fost blat, cred. Acolo a fost blat. Da, bun, și acum ca să urcăm, să ajungem la apogeu cu joaca asta, dacă ai fi președinte Statelor Unite. Apropo, revoluția aș face, da. Chiar vorbeam cu prietenul meu din Statele Unite și îi scriam aseară, dar ce-i la voi acolo, revoluție? El tocmai și-a făcut niște achiziții pe lângă casă și i-am zis, mă, dar la noi ce revoluție, mă întreabă, la noi live pe Digi24. Și atunci el m-a dat live de acolo. Nu știu, eu mă aduc aminte de mineria de aia din 90. Exact acolo m-a dus pe mine când am comentat astăzi la un prieten pe Facebook și i-am scris, îl vedeți pe Miron Cosma pe acolo? Da, da, apropo de mineria de aia din 90, cum, nu știu, cum te schimbă și trecerea anilor, probabil. Eu am fost, cum era pe vremea comuniștilor, eram comandant de unitate, dacă ții minte, cum era de la cușnur albastră, cum mergeam la forum, la Dezna, la tot. Și cred că eram un mic nomenclaturist, pregătit să devin mic nomenclaturist. După 90, când l-am văzut pe Iliescu, l-am iubit. Că numai pe Iliescu îl vedeam la televizor. Da, când am văzut minerii... Noroc că avea urechi, ar fi zâmbit de jur împrejur. Eram bucuros că-s minerii acolo. Țin minte că atunci era campionatul mondial în Italia. Da. Și eram bucuros că-s minerii acolo, că nu pică Iliescu. Și acum mă gândesc și așa îmi vine să-i dau două palme la copilul ăla de 14 ani ce eram atunci. Și în America nu pot să zic că e cum era la noi atunci, în sensul că noi atunci eram niște prostuți. Democrația lor este prea puternică ca să poată fi înfrânt așa, dar îmi place că cum suntem noi românii, deja au ieșit zeci de glume. Prietenii mei din America, majoritatea l-au votat pe Trump, dar chiar ei îmi spun acum că vă se face de râs. Bun, gata, am votat, n-a ieșit, lasă pe altul. No. Ce, du-te că ai nu știu câte miliarde, trăiește-ți bătrânețele și... Da. Hai să vedem ce ne mai scriu prietenii noștri pe Facebook până să ajungem la Trump. Am vrut să ne jucăm puțin așa, să vând ce spui. Giuliano Junc, îl salutăm pe Giuliano. Speră, Giuliano, că te-am acasă. Taxat pentru reclama la Mercedes. Ah. Da, frumos, nu? Giuliano, te lăsăm pe tine să-l taxezi. Uite, ai mână liberă cât vrei tu. Tot ce ar fi trebuit noi să luăm pentru reclama asta. Data viitoare când primesc un Mercedes, vin după Giuliano acasă și-l dau o tură. Bun, ne-am jucat, am trecut prin America. Hai să revenim la ce ne doare pe noi. Hai să revenim la UTA. Să revenim. Vorbim puțin despre UTA. Cât vrei tu. Da, ți-am zis că mă simt că la cafea aici, e frumos. Bun, nu de alta, dar prima. Au venit multe despre UTA, dar am să o iau pe cea care ne întreabă ce face cu gazonul ăsta. Ieri m-am întâlnit cu un angajat al clubului și mi-au zis acum că unica speranță pentru meciul ăsta cu Viitorul e să meargă instalația de degivrare. Fiindcă singura țeavă care funcționa, acolo iarba e verde, crescută, trebuie tunsă, dincolo e mocirlă, unde nu funcționează. Și cu gazonul, eu zic că până la urmă inevitabil vom ajunge, cum s-a întâmplat și la Craiova, cum s-a întâmplat și la Arena Națională și la Ploiești, cred că trebuie schimbat. Deci cel puțin nu știu, nu mă pricep la gazon, dar partea de covor. Să nu trebuiască schimbată și instalația, că atunci ai vorba de altceva. Nu știu dacă e instalația, dar eu cred că covorul la un moment dat trebuie schimbat și probabil va fi nevoie de o investiție nouă. Și... Dar gazonul ăsta eu nu cred că vreodată va fi un gazon, nu știu, de cupe europene. Că stadionul e omologat pentru UEFA, nu știu cât, dar gazonul, Doamne, nu ce va gazon fi niciodată. Aveam de stadion. Da. Fără instalație de degivrare. Era unul din cele mai bune din țară și era celebru, se povestea că l-a dus direct din Anglia, da. Gazon englezesc. Și... Păcat că nu s-a putut păstra, dar nu știu, că gazonul trecut nu avea instalație de degivrare, nu știu dacă se putea pune pe sub el, așa cum era...
Nu știu, s-ar fi putut lua și pune, dar nu suntem noi în măsură. Să spunem, să vină cei cu caselolele înapoi semnalăm și... semnalăm unele probleme. Cum faci tu cu acea linie care... Da. E tot mai dreaptă, am văzut. După ce de la meci la meci. De la meci la meci este tot mai dreaptă. Da. Dar cum și acum se face ca pe vremuri cu... Cred că e invers proporțional cu parcursul echipei. A început juca echipa mai bine la linia cârnă, cum sau cum... Apropo ondulată, de parcursul echipei, am să spun o întrebare, cred că retorică, dar am să ți-o pun. Cât crezi că va influența publicul în momentul în care vom avea voie pe stadion jocul echipei de acasă? Foarte mult. Eu cred, fiindcă nu e o chestie care numai pe UTE afectează. Dacă mă uit și la campionatele puternice din Europa, tot mai rar. Nu știu dacă au gazdele 50% din meciuri câștigate. Nu cred că e un procent. Au echilibrat valorile. Da, și nu mai contează terenul propriu fără spectatori. Altfel, mai ales acum cu stadion nou, chiar am fost când s-a inaugurat neoficial. Era cu o zi înainte de primul meci și ne-a lăsat atunci de 200 de suportere, ori intra 15 minute la prim antrenament. Și are o acustică incredibilă. Deci, da? Așa s-a auzat de la 200-150 de suporteri, de parcă erau 2500, nu 200. Și cred suporteri că avem suporteri frumoși, avem suporteri care avem sunt convins. Avem suporteri frumoși, avem arădeni care au foame asta de Liga 1. Am prieteni care n-au mai fost la UTA de mult, mai ales cum au fost Pomotorul sau la Șiria și care n-au mai fost de mult, acum și-au luat abonament. Știau că nu au și voie la. Și eu am mergi. Luat două abonamente, am cumpărat, știam că nu vă merge, dar am făcut top dintr-un. Și în momentul când se vor deschide porțile, au zis că o să vină, meci de meci, de câte ori se poate să vină. Eu zic că stadioanele în România, dar toate, nu doar al nostru, vor fi mult mai pline acum decât înainte de pandemie. Și eu cred, după foamea asta... Acum, au mai urât și să te uiți, mă uitam aseară la Milan cu Juve. Nu mai seamănă cu derby de acum, nu știu, mai mulți ani, nu 3 ani să zic că nu era derby, dar acum 15 ani când erau amândoi. Lucian, crede-mă că mi-e greu să mă uit la snooker, îmi place să mă uit la snooker. Până și la snooker, după ce reușesc o lovitură absolut senzațională, aștepți din reflex aplauzele publicului. Da, și nu vin. Da. Am văzut, a câștigat un turneu și după ce a câștigat, s-a întors și a mulțumit publicul de la sala goală și râdea și comentatorul. Da. Nu, sportul fără public este e trist. Degeaba. Da. Cred că sportul pentru public s-a inventat. Da, clar, clar. Este distracția, dați-le, cum făceau romanii, pane, circense, spune și greci. Cum ar fi fost să facă romanii atunci luptele de gladiatori fără spectatori? Da, 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 deci au făcut nu mai vedeam gladiatorul. De zeci de mii de, zeci de, mii de locuri. Da. Acum ne rămâne speranța. Din ce am înțeles eu, noul ministru al tineretului și sportului a spus noul că vechi, Stroie, nu? Nu mai știu. Nu e cel care este ciclistul care e la paralimpici. Da. A spus că își dorește foarte mult să revină publicul cât de repede și că nu crede că în martie deja poate cu unele măsuri. Poate și cu vaccinul acum și cu... Am și văzut, sincer, n-am mai urmărit prime zilnic buletinele alea informative de la prefectură, cazurile din județ, din municipiu. Eu nu le-am urmărit de mult. Nu, efectiv, parcă psihic, nu mai pot să le citesc. Este o lună de când, este un an aproape de când, un an fără lună de când le tot urmărim. Da, ce am văzut că m-am dat seama că a scăzut prin faptul că s-au deschis restaurantele și am avut voie să mă duc înăuntru în restaurante. Au scăzut cazurile. Dar n-am mai urmărit, efectiv n-am mai urmărit, fiindcă dacă am avut o perioadă grea ca și jurnalist, a fost chiar începutul stării de urgență, în care, bun, stăm acasă, ok, fain să lucrezi de acasă, ar zice unii. La mie îmi sunau telefoanele de la 9 dimineața până la 1 noapte. Eu niciodată n-am vorbit atât la telefon cât în alea 2-3 săptămâni imediat, când a fost panica aia, primii infectați, primul decedat. Și n-am avut așa ritm de lucru niciodată în 23 de ani de presă cum am avut în alea 3 săptămâni. De ce? Încă sunau pacienți, sunau medici, sunau oameni și voiau informații de la presă. Nu neapărat informații, dădeau informații cei mai mulți. Mm-hmm. Vezi că acolo nu se respecta aia, că acolo nu poți să intri, că tot felul și era o harababură. Cred că m-am adus aminte de harababură asta că am văzut acum pe Netflix un film cu Revoluția. Mm-hmm. Și mă aduc aminte imaginile alea de atunci, că eram mare, aveam 14 ani.
Da, așa haos cum a fost în televiziunea română atunci când a intrat Dinescu și cu... Da, cam așa a fost haosul după primii infectați. A fost și spaimă mare. A fost. Și o spaimă întreținută. Mă bucur că la voi, de exemplu, nu văd și în ziarele locale, nu văd isteria asta cum văd la niște posturi, niște site-uri naționale în care zilnic vor să prezinte câte un record negativ. Record de îmbolnăviri. Astăzi record de pacienți. Astăzi record de morți. Astăzi suntem foarte aproape de un nou record. Noi și prin faptul că doar informăm, efectiv luăm comunicatele alea venite de la prefectură și le dăm exact cum vin ele. Le punem un titlu și le dăm drumul. Și sunt și așa unii care ne înjure că de ce panicăm lumea. Fără să spune, eu știu, titlul senzațional, mare, șoc, virusul făcut, omorit de COVID. Nu. Și efectiv și astea pe unii șochează, așa că dăm noi, că sunt habar n-am câte cazuri pe zi, arat că nu mai știu, n-am mai urmărit, dar până și sunt cei 50% care cred și 50% care nu cred în COVID, atunci ne înjură și unii și alții. Asta e, dar ne asumăm. Să faci presă echidistantă, da. Că ne ești înjurat de toți, nu? Ca și un arbitru bun. Mi-ai spus că stăteai acasă la Șiria. De ce stai la Șiria acasă? La Șiria ei o karma. Te-ai mutat după UTA, dar UTA a plecat de acolo. Deci UTA s-a mutat acolo, cred că în 2017, la început. Și eu la fiecare meci la care mergeam, nu știu dacă o câștigat UTA 4 meciuri acolo, 5 meciuri poate, într-un an jumate. Și la un moment dat m-am făcut un obicei în a scrie că Șiria nu e acasă. Deși îi lăudam pe oamenii de acolo, gospodar, terenul arăta foarte bine, stadionul cochet. Drumul ăla mă omora, plin de gropi și de niveleri. Și atunci scrieam Șiria nu e acasă. Ca după un an jumate să se mute UTA înapoi la Arad. Și pe cine cunosc eu, pe Corina, care e din Șiria. Și acum Șiria e în fiecare zi acasă. De aici mă duc la Șiria. Dar măcar nu mă mai duc pe drumul ăla, mă duc pe la Gheorghe, frumos, pe lângă lac. Da, nu, eu citeam mesajele, au intrat prietenii care spun că, într-adevăr, suporterii vor schimba fața echipei, da, și contează publicul. Și Iusi Balint a spus că le-a promis imediat după înfrângerea cu Astra, cum a fost ea, 0-6, că el ne promite că în momentul când stadionul va fi plin, nimeni nu va mai pleca cu puncte de la Arad. O promisiune ușor riscantă. Riscantă, numai el nu uită ce a trăit în turul de campionat în Liga a doua, da. Când a venit prima lui jumătate de an la Arad, în care a luat un gol și a făcut un egal și în rest, nu știu, 10 victorii sau cât a avut. Da, publicul nostru care este zis că de multe ori echipa era căzută, dar publicul îi ridica. Se spune de Șiria pentru că te invidiez când îți văd pozele. Ba la cetate, ba în vie, ba însoțit de cineva. Da, aia sunt la Șiria. Că am scris la un moment dat, fără să o cunosc pe Corina, am scris un articol despre Oradea, dar în aceea zi și unul despre Șiria. Și acolo am lăudat eu faptul că de fapt acolo e la municipiu sau centrul județului. Acolo se face parapant, acolo te dai cu avionul, acolo mergi ca turist la cetate. Acolo sunt viile, mergi la un vin bun, și chiar la Șiria ai ce face, nu trebuie să stai toată ziua în casă. Mulți arădeni se duc acolo și fac mountain bike, fac parapantă, acolo e FRD-ul, deci putem avea foarte divers ce e acolo. Da, Șiria, mai ales dacă se va repara drumul, se va fi acum frumos făcut, Arad Șiria, va fi și mai aproape de Arad. Așa m-am obișnuit pe drumul ăsta, un pic ocolit pe la Sântana, Covăsânț, pe la Palate, pe la și cred că și când se va termina asta din obișnuință o să vin tot pe la Gheorghe. Când se va termina drumul, știi ceva? Am înțeles că va fi circulabil în primăvară, dar efectiv când va fi gata, nu știu, probabil în 2-3 ani. Hai să revenim un pic la meseria ta de jurnalist, pentru că ești unul dintre jurnaliștii vechi, chiar dacă ești tânăr. Ai prins ziarul pe hârtie. Ți este dor cumva de ziarul pe hârtie? Da, și chiar nu mai știu, acum 2 ani eram în Italia. Și în Italia încă e
obiceiul ăla să mergi dimineața la cafea, da, și nu mai îți cumperi ziarul, dai acolo ziarul pe o bară, sunt mai multe ziare, că e la Republica, la Stampa, Gazeta de la Sport, și le iei, le citești și după aia le pui la loc. Da, chestia aia de băut de cafea la cu ziarul în mână, îmi lipsește, mie unul îmi lipsește, da, groază. Așa stau cu telefonul și la un moment dat mă dor ochii de la el, e mic, da, nu e exact. Făcusem o rutină în urmă cu mai bine de 15-20 de ani cu ProSportul. Eram fan ProSport, da, nu gazeta, nu știu de ce îmi plăcea mie mai mult ProSportul. Era mai frumos machetat. Probabil, îmi lua ochii. Și aveam eu jumătatea mea de oră sau o oră când îmi luam ProSportul, mă duceam la o terasă, îmi beau cafea și citeam ziarul. Îmi lipsește, pentru că acum, într-adevăr, găsești deci pe telefon. Deci mie lipsesc două chestii de la, de la presa scrisă, printată. Machetatul. La un moment dat aveam o obsesie, cum să fac pozele alea decupate, să scriu peste ele, tot felul de efecte. Și tensiunea aia de final de zi, de? Când da, trebuia să termin ziarul până la 11 sau până la 12 noaptea, că vine șoferul și îl duce în tipografie și încă nu era gata. Na. Acum pe presa online nu mai ai, ai o oarecare tensiune în sensul că acum trebuie să dai primul. Mi s-a întâmplat, nu știu ce, ai ceva breaking news, zici, na, să fii tu primul, să-l dai, mai faci greșeli, mai greșești titluri, mai greșești în text. Dar atunci ziarele și-au mai curat scrise și era tensiunea să-l terminăm și să nu ratăm ceva ce apare între orele 8 și 10, de exemplu, că, na, cum apare, să apărem poi mâine, nu puteai. Da. Era frumos, na. Plus că erau, am nostalgia echipelor. Eram mulți. Atunci o secție, eram de 3-4, eu zic că deja anii 2005-2006, da, nu vorbim de 97 când ți-am zis, eram 11 pentru o secție. Bine, erau și tiraje record atunci. Da. Se simte concurența în presă în online? Se simte. Că așa era mai simplu, știai câte ziare au vândut ăla, câte ziare au vândut ceilalți? Se simte, mai ales că noi în presa online suntem foarte mult ajutați și de rețelele de socializare și atunci când dai un subiect sau când de multe ori se întâmplă ceva și fiecare avem 100, 2, 3, 12, nu știu, și te sună și deja la telefon stai cu sursa și spui în redacție, aveți grijă că s-au întâmplat nu știu ce. Și îl scrii repede și când să îi dai drumul pe Facebook sau pe ceva, vezi că deja a pus altcineva înaintea ta. Na, atunci mori. Când ți s-o strica ziua. Na. Aia, așa o simt eu ca și concurență. Plus că acum sunt foarte multe site-uri, inclusiv în Arad, și gândindu-mă așa cine scrie la site-urile astea, de fapt suntem aceeași redacție mare din trecut, împărțit acum pe mai multe site-uri. Da. Te deranjează comenturile? Nu. La articole? Nu, că m-am obișnuit. La început mă deranjau, da. Da. Și acum și când mai văd, mai ales colege, când erau la început și să mai supără cum a putut de obicei să anonim la comenturi, la direct la articol. Și altfel, pe Facebook, de exemplu, nu mă deranjează niciodată dacă văd cine e persoana. E ok, și-o asumat. Da. Vine cu argumente sau nu vine, eu pot să-i răspund. Mai nasol e la cei anonimi, care scriu direct cu tot felul de IP-uri. Și ele se mai supără încă. Și câteodată și cât eu le cremuță. Umanitatea feminină, nu? Da, da, s-au obișnuit și ele între timp. Mie m-a trecut de mult. De când eram... Eu știu că eram, de exemplu, redactor șef la Radon în 2007-2006. Și atunci, la început, eram foarte afectat. Da? Da, foarte afectat. Nu mai dormeam noaptea. Ștergeam comentariile, ea mai scriau 10. Și pe mine mă afectează, mai ales când se întâmplă tragedii și câte unul comentează la mișto sau în jură, fără să fii implicat, sunt, da, mă afectează, sunt afectat. Astea mă afectează referitor la comentariile la subiect și mă gândesc ce-o fi în capul ăla când... Nu mă afectează cele care mă atacă pe mine. Da. Dar așa când văd că sunt comentarii... Sau văd tot... să scrie despre o persoană pe care eu știu că e respectabilă și la comenturi e înjurată de oameni care habar nu au despre cine sau despre ce este vorba. Dar ne-am trezit toți ziariști. Bine, acum Facebook-ul, de exemplu, e un mare ziar fără redactor șef. Și probabil, da, fiecare scrie ce-i vine, cât poate... Râdem, glumim, dar cred că nu i-ar fi fost rău și Riei cu Lucian Dăinlă primar. Sigur ar fi avut alte idei decât să pună litere de Hollywood pe deal.
Da, se văd dintre de la tine. Nu, n-am avut niciodată obiective politice, dar nu știu, m-a distrat prima dată la... Ne mai vii la noi de vreo două ori și te hârie, te hârie lumea pe Facebook să vezi cum începi să te gândești. Prima dată a fost scris șiria fără virgulița de sub. Da. Și atunci mă uitam cum stă în episoada principală și era Siria, așa. Unde e finistra? El de văd Siria de la aici. Mai ales când vorbeam despre șiria înainte cu cunoscuți care nu sunt din județ, care n-au auzit de șiria. Mai când s-a mutat Uta, de exemplu, acolo. Bă, dar unde se mută? Unde e aia? Unde e Siria? De? Și tot Siria. Dar nu, șiria chiar, din punctul meu de vedere, e o comună foarte bine gospodărită. Dar să nu uităm că acest sport, de când există, a fost, este și va fi cu suporteri și bucuria necazul este de ambele părți. Forța UTA Arad, ne scrie Cătălin. Luci, să fii sănătos, Lucian Pește, Bogdan Pește. Cur mesaje, ele nu le pot citi pe toate pentru că unele mai dispar, mai intră sub imagine și nu le văd bine, cam o vârstă și eu. Bogdan e din Nădlac și eu jucam la juniori, jucam contra lui eu la Gloria la Nădlac și acum el e pompier și 5 ani din viața asta am fost și eu pompier. Frumos, da. E o meserie grea, dar mă știu că am așa niște borne din alea, am terminat liceu, eram fotbalist, a venit Gabi Biro în locul lui Flavius Domide, antrenor, la Nea Gobi plăceau cei cu fizic, eu n-am avut niciodată, n-am nici acum. Și m-am lăsat de fotbal și m-am angajat la un magazin de mobile. Vindeam mobile. Și la un moment dat am vândut două fotolii cu preț de 1 și m-a dat afară. Și m-am întors la fotbal. După aia m-am făcut pompier și cea mai... Deci ca eveniment... Ai stres două case în loc de una. Ca eveniment, de exemplu, eram pompier la Casa Sindicatelor. Deci cred că a fost... Și dacă căutam locul ăla... Domnul Cristea, da. Și eram în 97-2002 am fost. Nici dacă căutam locul ăla de muncă, n-aveam cum să găsesc. Așa, erau două discoteci atunci, Laser, Ring. Și la un moment dat, concert Andrei. Era, țin minte, de 7 martie. Și eram cu doi prieteni și eu, au venit la mine, sala plină, copiii au dus flori, dar multe flori. Și ei doi au venit și, bă, Luci, dar nu vorbești cu ei să luăm și noi niște flori, duce la bunica, la mami. Hai că m-am dus la sunetist. Putem și noi să luăm niște flori. Câte vreți voi? Ok. Ne-am luat și ne-a fost rușine să ieșim pe unde venea lumea. Și am zis, hai că știu eu, în spate, pe aici, la camera pompierului, zicea camera pompierului că acolo erau toate cablurile și tot aia. Și ca să intrăm acolo era o ușă metalică înaltă, de vreo 4 metri, foarte grea. De-aia n-am știut că Feri, colegul meu, și-a lăsat acolo ogarul. Și când am tras eu ușa, ogarul a fugit pe scenă la Andrele. Și fugea, sala era în delir. Deci mie îmi pare rău acum, bine, atunci m-am speriat, dar acum îmi pare rău că atunci nu erau cu smartphone, filmat toată lumea și eram și pe CNN, cred că. Atunci știu că a venit Andreea Antonescu și că am sabotat spectacolul că... și am primit 10% penalizare din salar. Dar m-am întâlnit cu Andreea la discoteca, festivalul ăla de Timișoara. Atunci am amintit că, uite, eu sunt băiatul care am scăpat câinele la voi pe scenă. Ele plângeau amândouă, erau distruse. Săracele. Bun. Și am mai pățit odată tot acolo, așa, tot un 10% de ziua Ungariei. Adică Ungaria are 3 zile. Da, și era aia din octombrie. Țin minte că atunci a murit Cătălin Hâldan. Și când, nu știu, l-a așteptat pe ceva ministru, Iboia... în fine, toți erau echipați, eram marcat așa de cum erau la costume, cu fire din alea mari. Și la un moment dat, pe scenă era teatru din Seged, scena era că vorbea unul cu o lumânare, întuneric beznă în sală. Și apare tot Feli, colegul meu, zice, Lucian, aprinde lumina în sală. Dar lumina în sală, adică unde eram eu, unde au avut Lia Ardelea în magazinul de mobile, că acolo erau toți. S-a dat mobilă la o parte și acolo erau toți. Eu aveam 4 ani de sindicate, dar nu știam eu unde sunt luminile.
Și m-am dus și am văzut niște întrerupătoare din alea vechi, de 90, pe care le învârț. Da. M-am dus, pac, 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 de 5 întrerupătoare. Eu m-am prins lumina în sala de spectacol și Felic, care era sus, a zis că a văzut așa 700 de oameni care ridică ochii, speriați, și iar am sabotat sărbătoarea, și iar 10%. Și, da. Iar rămâi tu la scris. Da. Bun, mă bucur că terminăm emisiunea într-o notă veselă. Te mai salută pompierii, forță, lucii și să nu uităm de soare. Da, nu uităm. Chiar acum m-am uitat la jurământul meu de la... Astăzi m-am uitat la jurământul ce l-am depus în 96 atunci, la Capitanul Soare. Dacă știam în promo la emisiune, spuneam și că pompier. Și pompier, da. Așa, tânărul... Cu Fly. Aceeași funcție eram cu Fly. Luci, îți mulțumesc foarte mult și pentru că ai venit în seara asta. Chiar a fost, din punctul meu de vedere, o discuție foarte, foarte plăcută. Exact cum ai spus tu, ca și cum ne-am fi întâlnit la cafea. Exact. Vreau să ofer această amintire a faptului că ai trecut prin studioul nostru. Are și data de 7 ianuarie. Ziua este... Sfântul Ion. Sfântul Ion, da. Vreau să spun la mulți ani tuturor Ionilor, Ioanelor, Ionelor, Ionuților. Să fiți sănătoși, să fiți sănătoși toți, dragi prieteni. Lucian, ce pot să spun? Să avem toți un an mai bun. Mai liber. Să fim mai liberi, să putem să... Am avut un an bun anul trecut, dar... Dar ciudat și cu multe îngrădiri, așa, da. Dacă scăpăm, aia tot e ok. Da. Un an mai relaxat să avem și totul va fi bine. Dragilor, un an minunat să aveți. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților de astăzi. O seară frumoasă și ne revedem săptămâna viitoare. Seara.